Timp de 7 zile, polițiștii rutieri acționează pe raza județului Giurgiu pentru combaterea neportului centurii de siguranță. Campania Seat Belt este înscrisă în calendarul TISPOL și se desfășoară în perioada 10-16 martie la nivel european. O să fie sancționat pentru neportul centurii de siguranță. Este și o acțiune la nivel european, mai anume TISPOL, și se desfășoară deci mai multe țări europene această acțiune. Vă rog frumos să așteptați la autoturism, o voi completa imediat procesul verbal și la dumneavoastră, da? Pentru neportul centurii de siguranță. În numai 3 zile, echipele de polițiști rutieri au aplicat peste 350 de sancțiuni, atât conducătorilor auto, cât și pasagerilor care nu utilizează centura de siguranță. Șoferii care au fost trași pe dreapta pentru că nu purtau centura de siguranță au invocat scuza că nu au un drum lung de parcurs și de aceea nu au folosit-o. De ce nu ați purtat centura? Lucrez în curieră rapid și mă opresc în 5 metri. Nu am purtat-o, dar am avut-o așa. Nu e regulamentar și cu aici. Asta este ce zic. Ați mai fost amendat până acum? Nu. Centura de siguranță este un factor de importanță maximă în ceea ce privește dinamica accidentelor rutiere. Asta cred conducătorii auto care nu pornesc la drum fără a folosi acest accesoriu. Obișnuiți să purtați mereu centura de siguranță? Da. Credeți că este foarte importantă? Bineînțeles. De ce? Salvează vieții în anumite situații. Preventiv. Nu ați fost niciodată amendat pentru neport? Ba da. Și v-ați învățat minte? Da, se poate spune și așa. Nu mereu, dar de cele mai multe ori o port. Am văzut că purtați centura de siguranță. Mereu o purtați? Aproximativ. Da. Mai sunt și cazuri care încep și cu mici deplasări. Conducerea poliției rutiere spune că oamenii legii nu și-au propus să sancționeze șoferii, ci să-i determine să respecte normele rutiere. Noi trebuie să-i determinăm prin orice mijloace să folosească această centură de siguranță în deplasări, să aibă în vedere că pe lângă prevederea legală este o obligație și să aibă în vedere că această obligație se transpune în protejarea vieții și a integrității personale a fiecăruia dintre noi. Fie că ne aflăm la volanul mașinii, fie că suntem pasageri în mașină. Acțiunile polițiștilor vizează și transportul elevilor sau folosirea dispozitivelor de retenție copiii acolo unde situația impune. Totodată, echipajele de poliție vor folosi aparatele radar atât în municipiu cât și pe drumurile naționale 5 și 6.